Echipajul format din șeful postului de poliție Izvorul Bârzii, agent șef Aurelian Marinescu și agent șef Constantin Bălașa, de la serviciul rutier Mehedinți, a oprit în trafic un șofer pe drumul național 67. Ne-a atras atenția faptul că avea aplicate pe geamurile laterale și lunetă folii. I-am solicitat documentele, auto și permisul de conducere. Acela a fost momentul în care șoferul a oferit polițiștilor 100 de lei. După ce i-am comunicat să meargă la autoturismul său și să aștepte pentru întocmirea procesului verbal, a revenit la mașina de poliție și ne-a oferit suma de 100 lei. Polițiștii au refuzat mita și au chemat la fața locului ofițerii și procurorii anticorupție care au organizat flagrantul. Suma nu este extraordinar de mare, însă cei doi colegi merită felicitările Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Tânărul în vârstă de 21 de ani este cercetat acum pentru dare de mită și riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.